Noile meniuri de la McDonald's. Beef Fantastic vs. Chicken Magnific. Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom mânca cele două meniuri de la McDonald's. Avem aici hamburgerii urșii mei. Acești hamburgeri sunt noi și sunt în ediție limitată. Sunt făcuți de Chef Foa. Mă rog, sunt concepuți de el, nu-i face el, îi fac angajații de la McDonald's, da? Hamburgerii ăștia sunt 21 de lei fiecare dacă îi luați separat, iar meniul este 30 de lei. Eu am luat decât hamburgerii astăzi pentru că sunt la o dietă, sunt la o perioadă de slăbire. Asta este ultima săptămână și vreau tare mult să ajung la cele 50 de kilograme slăbite, exact așa cum am promis. Până acum am slăbit 49 de kilograme urșilor și am făcut singura transformare live, singura transformare documentată din toată lumea asta. Am filmat absolut toate mesele din transformarea mea, am arătat cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni și am pus foarte multă masă musculară în tot acest proces. Nu a fost o simplă slăbire, a fost o transformare și este o transformare și este ceva nemai întâlnit. O să facem istorie cu aceste clipuri pentru că sunt primul din lume care a reușit să documenteze o perioadă de transformare, să filmeze absolut toate mesele, să filmeze cântarul oficial și să vă dau foarte multe sfaturi, bineînțeles, tuturor celor care doriți să slăbiți și să puneți masă musculară. Așa că trebuie neapărat să vedeți această perioadă de transformare, mai ales dacă vreți să slăbiți, dacă sunteți obezi, cum am fost și eu, și veți putea găsi toate clipurile în seria Otto Slăbește, cu fiecare sezon în parte, sezonul 1, sezonul 2, sezonul 3 și sezonul 4. Ok, haideți să începem să vedem dacă sunt bune acest hamburger, pentru că sunt foarte, foarte scump. 21 de lei un burger, frate! Trebuie să fie premium burgerul ăsta, da? Ia uitați, ăsta este Beef Fantastic. Da. Da, are multă carne, îmi place. Dar e puțin cam sec. Chifla asta este, e destul de groasă. Chifla și sus cam puțin. Nu e ceva extraordinar. Dar e bun. Are un sos de roșii așa coapte. Dacă vreți să slăbiți și vreți să faceți o transformare ca mine, aveți grijă cu aceste tipuri de mâncăruri, cu mâncărurile de tip fast food, junk food-uri, da? Pentru că au foarte multe calorii. Nu știu câte calorii au burgerii ăștia, dar presupun că au undeva la 600-700 calorii un burger. Merge. Mi-e și foarte foame acum. Pentru că s-au făcut ora 2 și nu am mâncat nimic până acum. Am fost și la sală, după aia vreau să fac cardio. Trebuie să faceți foarte multă mișcare și voi. Dacă vreți să slăbiți și să vă puteți permite să mâncați asemenea lucruri la dieta voastră, trebuie să faceți foarte multă mișcare. Nu o să vă mint. Dacă vedeți clipurile din transformarea mea, o să vedeți că eu am mâncat multe chestii din acestea. Am mâncat și dulciuri, dar am mâncat și foarte multe mâncăruri sănătoase, cum ar fi fructe și legume. Da? Kilograme întregi de fructe, kilograme întregi de legume și am făcut foarte mult sport. Hai să nu și pe ăsta. Pe ăsta e pui. Da, nu știu ce să zic. Nu știu dacă merită 21 de lei. Parcă tot mai bun e dublu cheeseburgerul. Asta are mai mult sos. Și cu brânză de capră. E fain. E foarte fain ăsta. Parcă are mai mult sos așa și mai cremos, nu știu. Acum se simte un pic și brânza de capră. Da, dacă nu vă place brânza de capră, aveți grijă cu hamburgerul ăsta. Puiul e bun, e crocant, are semințe așa pe el. Vedeți, are semințe pe șnițelul ăsta de pui. E bun, e crocant, sosul ăsta e foarte bun, ăsta roșu, dar v-am zis, dacă nu vă place brânza de oaie, de capră, aveți grijă cu el. Și mi-am luat aici niște nuggets-uri cu Gouda cheese, tot așa sunt noi. Hai să vedem cum sunt. Cu brânză Gouda, da? Brânza asta o mănâncă ea din Olanda foarte mult. Ia uitați cum arată. Da, asta e foarte bună. Foarte bună ea. Mamă, ce bune. Am avut 6 nuggets-uri și au costat 7,20 lei sau 7,90 lei, ceva de genul. Parcă are un sos de usturoi. Am simțit usturoi acum.
Și are foarte multă rucola. Mi-a căzut pe aici la rucola. Ia uitați. Și pe masă, peste tot. Eu nu o să mai cumpăr așa ceva. Le-am luat să le testez. Le-am luat să fac un clip să vedeți și voi, să-mi dau cu părerea. Plus de asta n-aveam nici mâncare acasă. Șeful meu bucătar nu a avut timp să gătească nimic astăzi. Hai să revenim la asta. La asta e mai bună carnea. Are două feluri de cașcaval afumat, dar nu se simt. Deci nu se simt deloc. Nici ca textură, ca și gremozitate, nici ca gust. Dar în schimb e mai bună carnea. Eu așa combinat. Ce mișto e. Cu cașcaval așa mai mult. Urșii mei, părerea mea este că nu merită aceste sandwich-uri, însă dacă vreți să le testați, să le încercați și voi, puteți să o faceți. Sunt foarte scumpe după părerea mea și nu au un gust cine știe ce, însă aceste nuggets-uri de Gouda, cu brânză Gouda, chiar merită. Și ele sunt noi, le-am luat și pe astea să le testez și astea m-au plăcut cel mai mult, sunt foarte, foarte bune. Super bune! Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult, să vă abonați la acest canal pentru că voi scoate o grămadă de clipuri în continuare pentru voi. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez în fiecare zi. Și mai nou și pe TikTok, tot așa la Miere TV. Iar dacă vreți să vedeți singura transformare live din lume, singura transformare documentată, în care am slăbit peste 49 de kg și în curând voi ajunge la 50 de kg slăbite, vă invit să vă uitați la clipurile din seria Otto slăbește, pentru a vă inspira, pentru a vă motiva și pentru a culege foarte multe informații despre slăbit și despre masă musculară. Iar dacă vreți să vă fac o dietă personalizată, exact după nevoile voastre și după preferințele voastre culinare, dați-mi un mesaj pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV și luăm acolo legătura. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro de cele mai bune produse apicole. Avem zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Iar produsele sunt de o calitate extraordinară. Am câștigat o grămadă de locuri întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Eu sunt Otto, ursul vostru, iar până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!